Nu de mult am vorbit despre cazul fostului șef de la Departamentul de Sport din TVR, un domn pe nume Cristian Oprean, care a cumpărat fără autorizație numele postului 712 bilete la meciurile de fotbal din Qatar. Un microbist ca lumea, da. Meciurile de la campionatul mondial, aparent cu intenția de a face bișniță cu ele. Credeam că zici bine când ai făcut bi. Să, cum adică? La modul că i-a ajutat pe niște cetățeni să-și ia și ei bilă la meci. Dar păi, așa a spus. Păi un bine a făcut. Așa a spus, că voia să ajute niște cetățeni. Da. Da. Problema e că cel puțin unul, adică așa a izbucnit scandalul. Când a fost un cetățean nemulțumit, un client nemulțumit, el a reclamat că ăsta i-a vândut la Marriott în față, la suprapreț, binișor la suprapreț, dar el n-a putut să intre la meci cu biletele respective, că erau marcate pentru TVR. Și n-avea legitimație, probabil i-au cerut aia legitimația și n-a putut și așa a izbucnit scandalul. E o cercetare penală în acest caz, știți, am vorbit, domnul Oprean a demisionat, dar acum, Gazeta Sporturilor a aflat că asta a fost și întrebarea mea, bă, dar cum a cumpărat el, adică a folosit banii TVR sau cum? Fostul șef din TVR a cumpărat cele 712 bilete cu bani din contul lui personal. Uite, mă, vezi. Toate odată, contra sumei de, țineți-vă bine, 425.000 de euro. Și ce așa normal? Ce așa anormal? Da, ia întreabă-l pe Luca că și el... să ia din banii TVR-ului? Omul a luat din banii lui, corect. Da, da, asta zic. Bă, păi tu știi, că, tu știi cât câștigă un șef la sport? În general, nu neapărat la TVR. Ia mă, tu ce salariu ai la sport? Da. Îl avem pe șeful și de la sport în, aici. În emisie. În studio. Auzi, eu am investit foarte mult. Să aveai, știu, și dar tu, normal. Aveai și tu bani să iei 7 bilete? Eu luam la Patria bilete, dar la cinema. Tu și frații Becali. Da, frații Becali. Care i-au ajuns. În contul meu. Au ajuns. Acum mai am de-astea. Da. Da. 425.000 de euro, bani cumpărați. Nu, dar dacă ar fi, acum serios, dacă ar fi, cumpărate... dacă ar fi cupă mondială, aș strânge, adică... Ai strânge 425.000 de euro. Nu, dar aș strânge cât aș putea de mult ca să fac și eu... Un bilet 600 de euro biletul. Da. Te duci la un meci cu cineva, că nu te duci singur. Exact, pe asta zic, trebuie să ai niște bani. Ăla mai mult un pic. La asta cred că era capital de lucru, 420. Că mă gândeam, mă, dar cine a de tâmpit care ține jumătate de milion, cel puțin? Într-un cont pe card. Să-i ții într-un cont, așa, pe card. Da. Eu cred că n-a fă ceva cu banii ăia, nu-i ține, că se devalorizează. După care mi-a picat FISA. Stai, mă, că eu sunt prostul, la el ăsta este capital de lucru, bani de investiții. Dar crezi că era singur? În afacere? Uh-huh. Bă, nu știu, asta aștept și eu să aflu. Și că suma e destul de mare, adică e ok, nu e imposibil să strângi banii ăștia și să faci jocuri de genul ăsta. Măi, este un ziarist, adică, mă rog, a fost ziarist, a fost reporter, ce a fost el, și după aia l-a făcut șef la achiziții în TVR. M-ai înțeles? Șef la achiziții în TVR. O fi vreo legătură cu 500.000 de euro? Păi da, asta a făcut, a achiziționat, practic. El a achiziționat, vezi, era, și a făcut meseria mai departe, chiar dacă era doar șef la TVR, nu mai era șef la achiziții. Da. Și eu, când, știi, când am văzut prima dată asta, 712 bilete, m-am întrebat cum a ajuns la suma asta, 712, adică m-am gândit, poate aceia au rezultat din... Atâtea i-au dat. Sunt două feluri, două gândiri am avut aici. Ori atâtea i-a rezultat din meciuri, că atâtea meciuri a cumpărat, se gândea, cumpăr câte 4 sau 10 sau 20 de bilete pe meci și câte meciuri și atâta rezultă. Sau nu fi avut săracul bani de mai multe. Nepus. Nu, el avea bani de mai multe, că a încercat să cumpere 800. 20. De fapt, nu, 820. A rezervat 820 de bilete, dar FIFA nu i-a livrat decât 712. Ce oameni, băi, au stricat business-ul. Încă nu știm de ce. Și la banii ăștia rezulta practic jumătate de milion de euro. Deci el s-a gândit, fac un business. Ia, ce business fac? Investesc jumătate de milion de euro, îi cumpăr astea, că nu poate să cumpere oricine, dar eu, fiind șef la achiziții la TVR, am acces la cont și cumpăr 800 de bilete și după aia le revând la ori 2. Deci fac milionul de euro, uite așa. Biletele cumpărate, doar asta mai spun, biletele cumpărate pe 29 aprilie 2022, pe la 2-3 dimineața, mai scrie ce se ora. Nu le dădea doulă, domnule. Ideea e dacă avea oameni pentru ele de la început sau le-a luat în orb, cum ar veni, știi? Că sunt totuși 700 și ceva de bilete. N-a luat mă nimic în orb, zic că la banii ăștia... Păi și avea listă cu 700 de oameni, sau mă rog, să zici că le vinea câte 2-350 de oameni. Nu, a avut solicitări pe parcursul competiției și le-a cumpărat. Cum să le cumperi, tu ai cumpărat? Cum adică biletele sunt cumpărate pe 29 aprilie 2022. Asta e. Mult înainte de campionat. Ce solicitări? Deci le-a luat înainte. Le-a fi rezervat doar.
Păi nu, le-a luat. Și au și plătit. Le-a și plătit. Măi, îți repet. Bă, da, tu nu ești aici cu noi, adică... Ba da, deci ideea e că el le-a luat în orb ca să le vândă. Să afle și cetățenii, măi. Tocmai am spus, da, cumpărate pe 29 aprilie 2022, pe la 2-3 dimineața, toate odată, a plătit 400, cât am zis, 425.000 de euro pe 712 bilete. Cu 6 el voia să campionat. El voia să cumpere 820 de bilete, dar FIFA nu i-a livrat decât, adică nu i-a dat decât 712 și nu 820. Înțelegi? Că eu am asta, am prins-o, dar am crezut că te referi la total. Crezi că și-a făcut sânge rău? Că n-a putut să ia de asta tot. Zic că n-a fost singur, că adică n-a mai prins. Totuși să vinzi atâtea bilete de unul singur. Da. După, ok, plătiți și banii aia. Și ce a făcut? A stat în fața stadionului? Probabil că le-a vândut pe vreun site ceva. S-au filmat de ăștia zi. N-au spus că a vândut la Marriott în față. La Marriott în față? Păi ăsta scandalul, clientul nemulțumit. La Marriott acolo. La Marriott aici, cred. Clientul nemulțumit, crezi că ăla stătea el la Marriott în față în Qatar? Da. Mă, ce... Băi, tu n-ai băut cafea azi, nu, serios. Deci... Cum? Eu așa am înțeles, că era pe acolo, pe la Marriott Qatar. Dar am dat un reper ca să știe lumea. De... Am bilete, 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 bilete. Tickets, tickets. Da, tickets, tickets.